Bem ciocolată caldă, ne dăm cu Sania, în teorie, și ne bucurăm de sezonul sărbătorilor. Cu toții iubim această atmosferă festivă magică, însă numai să nu se întâmple în timpul verii. Dar dacă te trezești uitându-te la străzi înghețate, în timpul aceea ce ar trebui să fie cea mai călduroasă perioadă a anului, sună exact așa, un fel de experiment ce s-ar întâmpla dacă, link în descriere. Un experiment făcut de pură distracție, însă de această dată nu este așa. Bine ai venit în 1816, anul în care vara nu a existat. Europa, este iunie, iar bucureștenii se trezesc într-o dispoziție fantastică pentru că astăzi este prima zi de vară și tu ești entuziasmat pentru că ai tot felul de planuri pentru această zi superbă. Te dai jos din pat și după ce mănânci un mic dejun savuros, te pregătești pentru o zi bună de pescuit. Deschizi bucuros ușa din fața casei doar pentru a te lovi în față de un vânt rece de iarnă. Tot ce poți face este să ridici din umeri, să dai vina pe vremea neobișnuită care provoacă gerul de afară și să-ți anulezi excursia la pescuit spunându-ți mai este și mâine o zi. Zilele trec, însă vremea nu s-a schimbat încă. Iunie pare că s-a încurcat pe drum cu ianuarie. Fără activități amuzante în aer liber, fără înot, fără picnicuri, fără vară. Orașul ia ce e mai bun din această situație și se bucură de schimbul neașteptat de anotimpuri. Copiii aruncă bulgări de zăpadă, cuplurile se plimbă pe sănii trase de cai și tu citești bucuros o carte lângă șemineu gândindu-te acum să pescuiești la copcă. Însă doar la început sună atât de bine. După câteva săptămâni, iarna bruscă începe să deranjeze oamenii. Câteva luni mai târziu încep crize în toată Europa. Dâmbovița este înghețată, fermierii de pe întreg continentul își pierd recolta din cauza înghețului și lipsei razelor solare. Vacile nu se pot hrăni cu iarbă proaspătă, prin urmare nu dau lapte. Furtunile de zăpadă și viscolul te doboară la pământ. Gerul este atât de sever, iar străzile sunt acoperite în timpul nopții cu un strat alunecos de gheață. Toate magazinele alimentare sunt închise pentru că, evident, nu sunt alimente, însă, din fericire, tu ai o mulțime de pește înghețat mulțumită pescuitului la copcă pe care l-a îndurat toată vara. Anul nou a sosit, însă nimic nu s-a schimbat, prețul grânelor s-a mărit de 10 ori, însă nimeni nu are bani. Fabricile și uzinele s-au oprit datorită gerului anormal care îngreuna deplasarea pe străzile înghețate. Este chiar mai greu să hrănești caii care cu ajutorul cărora te deplasezi de obicei. Mașinile nu vor fi inventate decât după încă 70 de ani, în caz că te întrebai. În Germania, inventatorul Karl Drais este lovit de o idee. El creează primul prototip al bicicletei, însă nu avea pedale și pentru a folosi această mașinărie de mers trebuia să te împingi la propriu cu picioarele de pământ, dar cel puțin funcționa. Poate ar trebui să mulțumim anului fără vară pentru faptul că l-a inspirat pe Drais să ne ofere acest dar minunat care se va transforma mai târziu în iubitele noastre biciclete. Spune-i toate aceste lucruri Elveției, ei au declarat de mult stare de urgență, însă unde am fi astăzi fără vara iernoasă din 1816? Un grup de prieteni au venit în Elveția pentru o vacanță. Voiau să se distreze pe malurile însorite ale lacului Geneva, dar în schimb au rămas blocați în interiorul cabanei pe tot parcursul vizitei. Afară era frig și vântul rece îngheța totul, așa că în mod firesc au decis să-și povestească propriile povești înfricoșătoare în fața focului. Printre acești prieteni erau și Lord Byron și Mary Shelley. El a scris un roman apocaliptic denumit Întuneric, în engleză Darkness, însă ea a venit cu un roman, Frankenstein. Pun pariu că nu știai asta. Oricum, tu nu ești în situația scriitorilor despre care tocmai am vorbit, tu ai nevoie de bani și ai decis să-ți vinzi toate proprietățile, casa ta frumoasă, hambarul, toate animalele, chiar și barga din care pescuiai pe lac. Dar în locul averii pe care o merită toate bunurile tale, abia dacă primești ceva bani de buzunar din cauza devalorizării monedei, dar totuși primești suficient încât să-ți permiți un bilet ieftin de vapor cu ajutorul căruia să părăsești lumea veche și să te îndrepți către America. Însă, din păcate pentru tine, și în America de Nord este anormal de rece. Uraganele cu grindină, ploile abundente de primăvară, gerul și zăpada au luat locul soarelui în mijlocul verii.
Lanurile de porumb sunt și ele înghețate. Rezervele de hrană sunt epuizate, mii de oameni migrează către sud. Unele state nordice, precum Vermontul, sunt aproape pustii. Chiar dacă a fost o călătorie eșuată, acum știi cu exactitate încotro să te îndrepți pentru a scăpa de iarna infinită, Asia. Însă ai ghinion din nou. Ajungi în China, dar ce să vezi? Musonii au distrus provinciile, ploile torențiale au inundat culturile de orez. În fiecare seară este ger și zăpadă. Se pare că nu mai există locuri sigure și calde pe întreaga planetă. Dar apoi îți amintești că prietenul tău vechi trăiește în India. Îți spui că nu poate fi frig și acolo. Într-adevăr, nu este zăpadă, ploi torențiale și nici ger, însă, în schimb, a apărut o secetă severă din cauza iernilor lungi care au afectat celelalte regiuni de pe glob. Aduni ultimul mărunțiș din buzunare și cumperi din nou un bilet, dar de această dată către America Latină. Ai ajuns în Costa Rica și în cele din urmă vezi vreme perfectă. Coasta Caraibelor este incredibilă. Pentru următoarele 6 luni stai la plajă și îți câștigi existența din pescuit. Tocmai atunci, un cuplu din Europa, aflat în vacanță, îți spune că în sfârșit s-a terminat iarna lungă. Îți iubești viața aici, dar totuși decizi să te întorci în Europa, unde încerci să-ți dai seama ce a cauzat dispariția completă a verii. Ei bine, sunt 3 factori principali care au cauzat apocalipsa geroasă. Din 1975 până în 1820 s-a înregistrat o activitate minimă a Soarelui. La începutul secolului XIX, Pământul a primit mult mai puțin energie solară ca niciodată. Din cauza lipsei căldurii solare de la suprafața planetei, temperatura medie a scăzut cu 2-3 grade Celsius. Nu pare mult, dar este suficient încât să transforme vremea de la emisfera nordică într-o mini-eră glaciară. Temperatura mărilor și a oceanelor a scăzut și ea din aceleași motive. Ca rezultat, toate vânturile și-au schimbat direcția. Curentul Golfului din Oceanul Atlantic a deviat de la calea obișnuită și nu a mai adus căldura vânturilor și apei tropicale pe malurile Europei de vest. Ultimul, dar nu cel din urmă, este motivul principal al iernii foarte lungi din anul 1816. Vulcanii. Totul a început cu 4 ani în urmă, în 1812. În acel an, un vulcan de pe insula Saint Vincent, din Indiile Occidentale, s-a trezit din somnul adânc. Un al doilea vulcan a erupt în insula Sanghir, din Indonezia. Apoi, în 1813, un al treilea vulcan a erupt în Japonia. Și din nou, în 1814, în Filipine, un al patrulea munte de foc a decis să se alăture celorlalți. Prin urmare, temperatura la nivel global a scăzut. Totuși, toți erau mici copii pe lângă șeful principal. Primăvara următoare, pe 10 aprilie 1815, muntele Tambora din Indonezia a explodat agresiv. Câteva ore mai târziu, toată insula Sumbawa a fost acoperită cu un strat de cenușă vulcanică care avea o grosime, atenție, de peste 1 metru. Însă acesta a fost doar începutul. Un nor de cenușă cu o suprafață de 160 de metri pătrați a fost eliberat în atmosferă și a acoperit cerul cu un strat atât de gros încât a blocat razele solare ca o perdea uriașă. Ca să înțelegeți mai bine, cenușa vulcanică este neobișnuită în general. Nu este aceeași cenușă care se formează atunci când arzi ceva. Un vulcan scuipă multe elemente chimice din adâncurile planetei, însă unele sunt otrăvitoare pentru creaturile de la suprafață. De fapt, cenușa vulcanică are o structură chimică total diferită față de restul lucrurilor naturale. Cenușa obișnuită poate fi îndepărtată foarte ușor cu apă, dar dacă încerci să speli cenușa vulcanică, aceasta se va transforma într-un material asemănător cimentului, iar substanțele periculoase din compoziția sa pot cauza o ploaie acidă și nu cred că este nevoie să vă spun că respirația acestui aer este periculoasă pentru sănătatea oricărei persoane. Totuși, mai devreme sau mai târziu, cenușa se va așeza pe pământ, de unde începe și partea bună a acestui scenariu. Cenușa pe care o lasă în urmă un vulcan nu conține doar substanțe periculoase, ci și unele folositoare. Pământul devine foarte fertil acolo unde cade cenușa vulcanică. Chiar și după erupții catastrofale uriașe precum cea din 1815, vegetația planetei se reface rapid.
Acest sol este favorabil culturilor de struguri, deci este și o parte pozitivă în urma acestor evenimente. Morala de aici, când ești afectat de cenușa vulcanică, în loc să te plângi, deschide-ți o cramă. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!